Contribuabilii călărășeni care au achitat integral, online sau la ghișee sumele datorate bugetului local până la data de 31 martie 2021 inclusiv, au beneficiat de o bonificație de 10% atât pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice, din cuantumul impozitului pe clădire impozit pe teren sau impozit pe mijloacele de transport. Direcția economică din cadrul primăriei municipiului Călăraș a anunțat că până la data de 31 martie s-a încasat suma totală de 29,32 milioane de lei. Pe categorii de contribuabil, situația ar fi următoarea. La persoane fizice, încasările totale au fost de 10 milioane de lei, acordându-se un număr de 36.117 bonificații în valoare de 634.000 lei. La persoanele juridice, încasările totale au fost de 19,31 milioane de lei, acordându-se un număr total de 1266 de bonificații în valoare de 1,54 milioane de lei. Prin ghiseul.ro au fost efectuate 1758 de plăți în valoare totală de 718.000 lei, din care 1631 plăți persoane fizice și 127 plăți persoane juridice. Prin intermediul cardurilor bancare s-au înregistrat 3754 de tranzacții, însumând 2,32 milioane de lei, din care 3541 tranzacții persoane fizice și 213 tranzacții persoane juridice.